Potrivit cărții Cristalul Eteric scrisă de Radu Cinamar, acum aproximativ 65-70 de milioane de ani, planeta Maldex sau Tiamat, situată între Marte și Jupiter, locul unde se află în prezent centura de asteroizi, s-a dezintegrat într-un eveniment cataclismic. Aceasta era cea mai mare planetă telurică din sistemul solar, aproape de dimensiunile planetei Uranus. Tiamat a influențat subtil evoluția dinozaurilor de pe Pământ, datorită gravitației și radiației sale uriașe. Dinozaurii au dispărut treptat, nu neapărat din cauza impactului cu marele meteorit, ci datorită faptului că ADN-ul lor nu mai era susținut de energia specifică a acestei planete. După explozie, alte specii de animale au prosperat, susținute de influențele subtile ale altor planete. Phobos și Deimos, sateliții lui Marte, sunt de fapt fragmente ale planetei explodate, iar Ceres și Vesta sunt sateliții fostei planete care nu au fost expulzați în urma exploziei, ci au rămas în zona interplanetară respectivă.